De aproape un an mă uit în fiecare zi la mașina asta. Pe data de 25 noiembrie 2021 am salvat acest TikTok pentru că m-am îndrăgostit de acest model de mașină, Volvo XC60. Golful a împlinit 3 ani de când îl am și și-a făcut datoria mai mult decât trebuia. M-a dus și a avut grijă de mine la fiecare drum. Este mașina pe care o iubesc și care va rămâne în sufletul meu orice ar fi. În viață trebuie să evoluăm. Tocmai de asta, după un an de zile în care m-am uitat la acest Volvo în absolut fiecare zi, a venit momentul să fac pasul cel mare. Hai că-s fier, nu știu să vorbesc, ești prost. E acolo gen în... E ascunsă. E foarte mișto mașina, o să-ți placă mult. Mai ales cu jante pe 22, n-am mai văzut. Hai 22, mama mea. N-am mai văzut Volvo până acum cu jante pe 22, e wow. Adică bă, chiar... n-am dormit de 2 săptămâni, nu dorm. Deci nu dorm de 2 săptămâni. Bărbați oficial am ajuns, suntem la Plus Auto Trade. Deci vreau să zic că am niște mății din iPod. Fraților, eu n-am zis nimic efectiv la nimeni. Nu am spus la nimeni, nici măcar lui mama. Nu am spus la prietenii mei, n-am zis la nimeni. Numai frate-miu, știi? Și lui frate-miu am zis foarte târziu. Oficial o să schimbăm Golf-ul, fraților. După 3 ani am niște mății de mor. O să vorbim după vlog, că nu vreau acum la intro. Cu cei de la Plus Auto Trade am luat mașina. Am găsit-o împreună, i-am bătut la cap, m-a ajutat, dar am găsit cel mai frumos. Bă, nu există în România, nu există în Europa, atenție, acest volvan cum am găsit noi cu Plus Auto. Doamne, băieți, începe nebunia. Nu poți scrie că te văd aici, genii, deci, de deci n-am cum. Faci, joacă asta sau nu joacă? Joacă toate aici, dar lasă să joace toate. Fai, ce joacă. Wow, adică jantele mamă, chiar Johnule. Next level. Wow, leu, nu mai pot să vine să plâng. Nu. Bă, nu mai pot. Bă, nu mai pot. Da, nu știu ce să zic. Mie mi se pare mamă, cel mai mișto. Wow, cum arată ăsta. Nu mai pot. Cum arată să moară. Johnule. Bravo, arată. Mergi. Mamă. Ce să mai, cea mai frumoasă mașină pe care ai avut-o până acum, nu-i așa? Hai să-ți arăt și în interior dacă wow, tot... Wow, cum joacă interiorul ăsta. Bă, nu mai pot să respir, ești prost. De ce mine se plâng? Nu mă interesează, nu știu cine așa. Bărbat ești când plângi, când ți se naște copilul și când îți iei mașină nouă. Am zis să nu mă interesează. Bravo, tată. Băi, mersi mult. Cu plăcere, Florină. Florin merită toate creditele. Unde ești, Florin? Hai să vă hai să... rog frumos, Florin. Pentru Florin, să acolo am bătut la cap. Florin, dă-mi voie să te iau în brațe, frate, să mor eu. Bă, te rog eu frumos. Scuze, te-am frecat. Să te pune sănătos. Hai să că nu ești singur. Bă, deci, pe Florin am bătut la cap. Fiecare ziceam, când vine, cum este, ce se întâmplă? O venit, merge, o luăm, nu o luăm? Nu mai, bă, îmi pare super rău. Dar n-am cum, bă, știi ce înseamnă că de 2 săptămâni n-am mai dormit? 2 săptămâni, azi am dormit două. Nu pot, n-ai cum să mai dormi. Wow, ce emoție am, nu pot să vorbesc. Dar pot fi bine, că dacă să pleci acasă cu trenul. Hoai, dacă trebuia să ajung zilele astea, n-am venit în București. Stai cu bagajul după noi, am zis, bă, îi vreo șansă să plecăm cu ea. Bă, n-am cuvinte, îți dau cuvântul meu, am emoții, nu mai pot să stau în picioare, ești prost. Bă, uite o leacă, ce jante ești, frost, n-ai cum. Dar cum să arate totuși în starea asta atât de bună jantele pe 22, care na. Știi cum e? Doamne, Dumnezeule, dacă am văzut așa ceva. M-am îndrăgostit. Și mie nu-mi plac mașinile Volvo, adică mie nu-mi plac Volvo. Da, 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 m-a întrebat, nu, dar da? Zic, ce mașină vrei, un Volvan? A, dar nu-ți place un X4? Zic, nu. Da, când am văzut cu jante pe 22, e altă situație, wow, știi ce? Wow. Bă, n-am cuvinte. N-am joacă pe asta, bă, nu-mi vine să cred. N-ai. O scoatem la o tură? O scoatem la toate turile din lume, ești prost. Bă, am niște emoții din mai pe, deci nu pot să vorbesc, ești prost. Îmi tremură vocea asta. Am venit cu cheia de la Golf, atenție. Eu căzut și emblema acolo. Bă, Bă, un an în fiecare zi și nu mint. Vă arăt pe telefon, un an în fiecare zi am făcut configurator cu mașina asta. Am poze la favorite, am desktop cu ea, am wallpaper pe telefon. Nu se poate de un an. Și acum, uite în ce stare bună sunt jantele, cum le-a ținut așa. Ești nebun, am nicio zgrietură. Da, oricum, e cel mai frumos Volvo pe care l-am văzut până acum.
Pe cuvântul tău de om. Mă jur. Atent. Fără nicio, fără pe cuvântul tău de om, da? Poți să mă urc? Fot oficial. Ai plătit-o, e. Dacă nu vin să... Jonuțule! Mamă! Joacă volanul ăsta frumos, așa din piele frumos. Bam, lem frumos. Și stem Bauer and Wilkins 15 difuzoare, atenție. Wow, 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 wow. Și atenție, ce poftim. Bine! The glow up. Eu nu pot vorbi în momentul ăsta, dacă vreți vorbiți voi cu mine, dar eu n-am. Nu știu ce să mai zic. N-am, sunt șocat. Nu vine să cred. Fraților, nici măcar nu știu cum să fac această continuare de vlog. Dar efectiv este aici, fraților. Este chiar lângă, este aici, este efectiv mașina visurilor mele. Mă jur, aceasta este mașina visurilor mele. Nu Lamborghini, nu Ferrari, acesta este dreamcarul meu, și anume Volocity 60 2020. Asta este, fraților, nici măcar... Deci sunt așa moale, de când am venit cu ea, fraților, am venit de pe un Golf 6 2010, atenție, fără nicio opțiune. Mă jur că singura opțiune de pe acea mașină era să n-am manivelul pe spate. Atâta. Și asta, fraților, o să vă arăt toate opțiunile. Mă rog, este un Volvo XC60 2020 mild hybrid, 2.0 235 de cai, cu o baterie de 48 de volți. Le-am scris la Volvo pe Instagram, poate vor să facem o colaborare. Nu au vrut, dar mi-am luat eu. S-a putut. Nu știu, am emoții, rău de tot. Deci, efectiv, nici cred că când o să mi se nască primul copil, nu știu, așa emoționat. Fraților, îmi vine să zic așa multe chestii. M-am uitat foarte mult după ele pe Autovip, pe tot felul de site-uri, până când la un moment dat am început să vorbesc cu cei de la Plus Auto Trade. Ei am luat-o, ei m-au ajutat să o aduc, ei au înmatriculat-o, ei au adus-o, ei au vorbit tot. De asta o să vă las un link în descriere în caz că vreți vreodată să vă luați o mașină sau părinții voștri să își iau o mașină, să știți că serviciile sunt cel puțin la câte am bătut eu la cap, Doamne, au fost oamenii profesioniști. Un prim aspect pe care mi-l doream era să aibă jante cât mai mari, pentru că de ce, fraților, lumea care și-a vrut nu știe chestia asta, dacă îmi dai jantele pe 22, aripile sunt alea pe lățit, înțelegeți? Cum am zis, o să vă arăt pe ecran ce înseamnă, ce înseamnă botul lățit, ce înseamnă tot aripile care sunt alea pe lățite la jantele astea mai mari, de-aia am zis, bă, eu după pot să-mi iau jante mai mici, înțelegeți? Dar nu aș avea partea să fie așa monstru, fraților, că îmi place mașina asta, de ce nu ți-a luat GLC, de ce nu ți-a luat? Ce mai zicea lumea? Geleu îți luai, ce merge, deci ce Audi îți luai de banii ăștia. De asta mi-am dorit-o, nu mă interesează pentru mine, Volvo este top. Mi se pare că ești la un nivel de finețe pe care, bine, eu vorbim ca un țăran, dar trebuie să-l ai în tine, știi, să ai aceste gusturi. În primul rând, pentru siguranță, asta este în primul rând. Și după, pentru toate celelalte aspecte și topuri la unde mi se pare că bate... Cel puțin la clasa asta mid-SUV, mi se pare că bate tot. Așa, bărbați, aici este de vorbă, este de spus, dar după cum se poate observa din prima, scaune cu piele în apa ventilată, perforată frumos, 4 trepte de masaj, tot ce vrei. Astea sunt cele mai comode scaune de la orice mașină. Și asta nu că, gen, nu că o laud, dar așa este, statistic vorbind, sunt scaunele cele mai comode. Avem aici Swedish flag-ul. Bine, Swedish flag-ul. Da, nu crezi la invers. Ca frate, la volan. La acest Volvo sunt 3 modele, Momentum, Inscription și Air Design. Air Design-ul este mai sport, are scaune sport, Momentum-ul este hidratat. Dacă aveți Momentum, nu sunteți ratați, dar zic așa, în general. Iar Inscription-ul, cum ar veni, este clasa de lux. Air Design-ul nu avea scaune, nu avea piele în apa încă, asta-i. Pielea asta perforată în apa poți să o pui doar la modelul Inscription. Băi, nu știu ce să zic, acest lem frumos, această mare tabletă, bineînțeles, sistemul Bauer and Wilkins, fraților. Asta, dacă nu venea cu ăsta, nu, frate. Adică, bine, la un dat eram dispus să renunț la chestia asta, dispus să renunț la sistemul ăsta audio. În afară de stoc este de obicei lumea așa cu Harman Kardon, care este al doilea sistem cel mai bun, dar ăsta este primul. 15 difuzoare, fraților, subwoofer ventilat peste tot în mașină. Aceste guri de ventilație foarte, foarte finuțe. Mie mi se pare, fraților, ce vreți? Doar o să o laud. Deci doar o să o laud, pentru că este mașina visurilor mele. Bă, nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred că, oficial, eu încă nu pot, bă, să mă obișnuiesc. Că asta este oficial mașina mea de acum, după Golf, frate. Golful, săracul, m-a dus 50.000 de kilometri. Am făcut 50.000 de kilometri pe el. Dar poate a venit momentul, fraților. A venit momentul să trecem la ceva mai mult. Așa, m-am întors la locul meu. Cum ar veni? Acest volan, pardon, învelit într-o piele foarte fină. Bine, tot bordul este învelit în piele. Bine, molit, nu știu ce este, dar este... Pe mine m-a atras foarte mult, frate. M-a atras foarte mult acest interior. Da, volan încălzit. Ce să zic, mașina are 60.000 de kilometri. Deocamdată sperăm să ne ducă mult. La mulți kilometri, Doamne ajută. Este ciudat. Te obișnuiești să mă vezi aici, om?
Bă, ușor, da, că te prinde bine. Bă, atât crash am avut pe această mașină, s-o visez și vă zic, vă jur pe viața, două săptămâni, acum două săptămâni de când știam că am semnat actele și că mașina vine, bă, nu am mai dormit. Fraților, nu am mai dormit. Eu mă trezesc la 5 dimineața, ca să înțelegeți. Bă, m-am culcat numai la 5 dimineața pentru că nu mai puteam să dorm. Nu puteam să dorm, eram... Bă, aveam niște emoții încât nici acum nu-mi vine să realizez. Aici, fraților, avem tableta de bord. Avem și Apple CarPlay, dar încă nu le-am conectat eu frumos. Aici opțiuni. Așa, iar aici sunt majoritatea opțiunilor. Avem head-up display, nu știu dacă se vede dacă îl filmez cu telefon. Avem, fraților, dacă vă vine să credeți, dar acum este zi și nu se vede. Avem ambient light, frate, pe mașina asta. Eu nu am știut, eu care știu toate opțiunile, știu mașina asta pe de rost. Nu am știut că mașina asta are ambient light, fraților, că nimeni m-a uitat la toate night drive testurile, m-am uitat la tot. Iar aici, fraților, în colțurile astea sunt niște luminițe, sunt niște luminițe pe care abia le vezi, dar sunt cumva făcute astfel încât să reflecte, reflectă în cristalul ăsta și de aici reflectă așa în tot bordul și mai avem luminițe așa pe acolo prin spate. Nu știu, băi, hai să luăm, frate, mi-am doream 2000, modelul ăla 2011, fraților, era 10.000 de euro, ăla mai puteam să-l iau, știți? Bă, bineînțeles, dacă ai cheia la tine frumos, ai dat așa, supor bagajul pleacă singur. Ca băieții, cum pleacă, bă, Denis, cum pleacă? Imagine neagră asta, bă. Dar este un format, ia uite, e frumos, nu? E frumos și mare. E mare, bă, e, na, mă rog, ținând, la Golf era, cred că, până aici. Caune, dacă ai tras de astea, să tragă automat așa frumos, hop, și-a plecat așa și l-ai făcut rabatat. Fraților, cât loc am, sunt, dita-i omul, fraților, și dacă aș sta așa, și dacă stau în sus așa, hop, ia uitați cât loc am, fraților. Aici avem, bineînțeles, climă pe spate, avem, cred că, și răcire și încălzire în scaune. Pe spate, bă, nu era o chestie la care să țin aici, deși mi se părea că se vede mult mai frumos, dar v-am zis, am prins-o perfect cu touchscreen, frate, gen la opțiunea fără. Era mult mai urât în spate, dar văd că arată mișto tare rău de tot, nu țineam chestia asta. A, uite, prizi, câte prize avem aici, frumos, nu știu ce înseamnă toate astea. Îmi place așa, frumos, suedez, Swedish, cum se vede, bă, se vede mișto, bă, se vede, bă, schimbătura, bă, fraților, n-ai cum, bă, are toate opțiunile, marșe, tu știi, bă, vă știți cum arată cheală? Arată groaznic, frate. Deci n-are, în primul rând, are schimbător de la normal, cum am și eu la Golf. N-are de la cu diamant pe el. N-are sistem de la audio, n-are trapă, n-are chestiile astea aici, așa, n-are scaun, n-are nimica, frate. Bun, bărbat, pot să zic oficial că aceasta este noua mea mașină, nu vine să cred. Fraților, sunt atât de fericit, efectiv, n-am cuvinte, bă, încă nu realizez chestia mea. Nu știu cum structurez vlogul ăsta, nu știu, pur și simplu l-am lăsat să fie, nu am zis la nimeni că o să iau această mașină. Fraților, a fost un drum lung, dar a fost un drum de care aveam nevoie și abia aștept să primesc din nou noi provocări, să am noi goluri și să fie întotdeauna așa. Din ce în ce mai greu. Și știți cum îi, lucrurile în viață nu devin mai ușoare, devii tu mai puternic. Tocmai de-aia îmi doresc mereu provocări noi ca să devin mai puternic. Probabil acum o să vă atașez pe ecrană poza asta. De pe data de 25 noiembrie am adăugat la favorit în seara aia la 12:30 noaptea. Atunci mi s-a pus pata pe modelul ăsta. Vă jur, pe viața asta sunt pozii de la favorite. În continuu am numai tot ce însemna Volvo. Mi-am făcut TikTok-uri, mi-am pus melodiile mele preferate piste ca să mă motiveze. Timp de un an am vânat mașina asta, bă, în continuu. Adică nu că am vânat-o, dar am folosit-o ca pe motivație. Mi-am pus-o pe desktop, mi-am pus-o pe laptop, mi-am pus-o pe telefon, mi-am pus background piste tot cu ea să o văd mereu. Am zis, bă, la un moment dat o să trebuiască să schimb Golf-ul, pentru că l-am dat-o să ia și frate-mi permisul și n-aș vrea să vând mașina, deci Golf-ul nu o să fie vândut niciodată. A fost prima mașină pe care mi-am dat toți banii, acum 3 ani, mi-am dat toți banii pe mașină și anume 4.000 de euro. Sincer, băieți, fete, oricine mă urmărește, bă, permiteți-vă să visați, fraților. Visați cât puteți voi de mult, să aveți încredere în voi. Pentru mine o meritat fiecare trezire la 5 dimineața. Fiecare zi în care eram rupt de obosit, frate, și am zis, nu, trebuie să mă ridic și mă ridicam. Dacă vreți, fraților, să ajungeți undeva, bă, nu o să vă placă ce faceți. Înțelegeți? Adică, da, voi credeți că, bă, ăsta face YouTube, e fain, bă, nu e așa. Efectiv, la nimeni nu e așa, vă zic sincer că succesul înseamnă să faci mereu ce nu-ți place. Pentru că făcând ce nu-ți place, la un moment dat o să ajungi la cea pace. Știi, asta înseamnă succes, înseamnă haos. O meritat de fiecare dată când am refuzat să ies afară ca să stau să editez. O meritat de fiecare dată când nu am plecat în weekend ca să stau să editez. O meritat zecile de mii de ori în care am stat și am muncit și m-am trezit și am scris idei și am făcut toate alea, au meritat. O să zic lumii, băi, de ce Volvo? De banii ăștia să luai altceva, să luai, dar întotdeauna o să fie asta, întotdeauna, înțelegeți? La mine, fraților, chestia asta cu mașina nu a fost însuși obiectul, înțelegeți? E o chestie materială, nu este însuși obiectul. Dar eu când am văzut-o și încă nu realizez când e a mea, că e a mea, dar când mă uit la ea,
fraților. Eu când mă uit la fraților, nu văd o mașină, văd pur și simplu 10 ani de muncă. Văd așa pe episoade cum a urcat viața mea cu bocoboră, cum a urcat, văd tot drumul de atâția ani. Să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să încep să fac niște car vloguri cu ea, nu știu, niște chestii cu mașina, ca să știu să-mi cumpăr un suport de la un GoPro de la să mă filmez așa, știți? O să citesc toate comentariile. Vă mulțumesc de acum din avans așa pentru toate urările. Dacă mă urmăriți pe Insta, știți că a venit poza cu vreo săptămână am anunțat mașina, dar o dura mult până am tras cadrele astea. Cam ăsta a fost vlogul. Ce să mai zic, la mai mult la toată lumea. Zic ca de fiecare dată, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.